Dragilor, în seara asta mesajul Scripturii pentru biserică, pentru fiecare dintre noi și strigătul Domnului Isus Hristos de 2000 de ani încoace. Este aveți grijă să nu fiți înșelați. Aveți grijă să nu fiți înșelați. Matei 24 să citesc câteva versete. 24 cu 4, drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați seama să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe. Nu puțini, pe mulți. Versetul 11: ce Se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, și din pricina înmulțirii fără de lege, atenție, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Observați că dragostea despre care am cântat, Doamne, să nu mi se să răcească, să-mi crească dragostea, Domnul Hristos o pune în contextul înșelării. Când ești înșelat, dragostea începe să se diminueze. Versetul 24, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să ce? Să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Isus avertizează și un avertisment foarte serios care trebuie luat în seamă, mai ales cu atâta învățătură străină care a apărut în ultimii ani în zona Bisericii. Dragii mei, dacă va fi înșelare, diavolul este tatăl minciunii, spune tatăl minciunii, e mincinos, e de la geneza și înșelarea să știți că nu o să apară în domeniul financiar. Acolo deja se înșeală. Nu o să apară în domeniul politic. Acolo deja se lucrează cu înșelăciune. Înșelarea de care vorbește Scriptura va apărea în domeniul religiei, pentru ca să poată să înșele pe cât mai mulți copii de Dumnezeu. De asta spune Apostolul Petru: S-au ridicat dintre voi, proroci mincinoși. Apostolul Ioan spune și el, zice, dintre voi s-au ridicat ca să se arate că nu sunt ai noștri. Și Domnul Isus Hristos ne avertizează și spune: îi veți cunoaște după. Mâini pe sus, declarații de iubire, Doamne, sunt gata, voia Ta, voia Ta. Când ai ieșit pe ușă, ai uitat, bași piciorul direct la treaba Ta, nu mai ai nicio treabă cu voia Domnului, nu mai ai nicio treabă cu Scriptura, nu mai ai nicio treabă cu Sfințenia, nu mai ai nicio treabă cu dragostea față de fraț, nu mai ai nicio treabă cu săracul, nu mai ai nicio treabă cu orfanul, nu mai ai nicio treabă cu văduva, pentru că ai uitat. Dar Domnul Hristos spune, aveți grijă să nu fiți înșelați. 1 Timotei 4, de la 1 la 2. 1 Timotei 4, de la 1 la 2. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă pe care le trăim, unii se vor lepăda de credință. Eu vreau să vă întreb, cum s-ar lepăda un om sănătos la cap de credință? Doar dacă e înșelat. Doar dacă e înșelat. Unii se vor lepăda se, să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Iată că aceste duhuri sunt ca niște căpușe care vin și vorbesc și te atrag pe niște căi care nu sunt căile cuvântului lui Dumnezeu. Abătuți de fățărnicia unor oameni. Recitesc, dar Duhul spune la murit că în vremurile din urmă care le trăim, unii se vor lepăda de credință, să se alipească de Duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Câți dintre voi știți că dracii dau învățături? Dracii sunt buni învățători, să știți. Mi-aduc aminte când eram în lume, nu trebuia nimeni să-mi facă un manual de cum să... Nu are rost să dau detalii. Așa cum spunea și dimineața. Parcă aveam planul făcut. Așa mi-l scria în minte când venea atât de natural. Mă gândeam, bă, cum am putut să-i scodesc așa plan? Învățăturile dracilor sunt aici. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc ce mini, ciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor cu alte cuvinte. Oamenii ăștia sunt înșelați, au păcătuit atât de mult încât cugetul, conștiința, da, acel arbitru care Dumnezeu l-a pus acolo să te trezească, zic că, hei, ai păcătuit, este ars cu fierul roșu, nu mai simte nimic. El a păcătuit atât de mult, a întins atât de mult limitele, a trecut atât de mult de ceea ce Domnul Hristos a spus de cuvântul lui, de granițele cuvântului, încât nu mai simte nimic. Deci, în vremurile din urmă, înșelare, trădare, fraudă, deghizare, duplicitate, ipocrizie, dezinformare, optică greșită și alte lucruri ca acestea vor fi la cote maxime, ne va lovi ca un tsunami. Și biserica lui Hristos la nivel mondial este deja înșelată. Nu toate fracțiunile bisericii, dar deja învățăturile dragilor să propovăduiesc pe YouTube, sunt acolo, nu îl înalță pe Hristos, n-au roadele Duhului Sfânt, nu predică din cuvântul lui Dumnezeu, tot ce auzi în Evanghelia astea false, bani, prosperitate, Dumnezeu vrea să fii cap, să fii cel mai tare, cel mai mare, să ai prominență, să ai viuri, să, fii, să schimbi lumea. Dragul meu e înșelătorie. Hristos cu gura lui a spus, cine vrea să vină după mine să-și ia crucea după ce să le de sine. Aceste învățături ale dragilor întotdeauna sunt înălțătoare de sine. Doamne, dăm, doamne, făm! Dar nimeni nu se roagă, Doamne, săptămâna asta vreau să duc crucea. N-am auzit pe unul în viața mea lângă mine să roage, Doamne, săptămâna asta dăm suferință. Așa am chip de o bătaie, să iau o bătaie în numele Domnului cum zicea Pavel, am fost bătut de cinci ori, am fost în fundul mării, am fost bătut cu pietre, omorât, chinuit, în foamete, în posuri și găsesc plăcere în slăbiciunile astea. Pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Ca puterea lui să rămân. N-am auzit pe unul să roage asta. Toți să nu mă lovesc la deget, să meargă bine, să nu-mi plouă în casă, să nu-mi facă vecinul Avertizarea Domnului Hristos e simplu. Aveți grijă să nu fiți înșelați. E posibil. Oare e posibil ca în seara asta unii dintre noi să fie deja înșelați? Unii dintre noi să fie cum? Și de cine să nu fim înșelați? Atenție! Putem fi înșelați de cel rău? Putem fi înșelați de alții? Putem fi înșelați de noi înșine? Putem fi înșelați de păcat? Și în ultima instanță, că nu mai ascultăm de nimic, Dumnezeu zice că ne lasă într-un duh de rătăcire. Aș vrea să le luăm pe rând, în câteva zeci de minute care le avem la dispoziție alții. Câți dintre voi ați întâlnit oameni înșelați de diavolul? Uitați-vă aici la unul. Până în 16 ani jumate era mințit de diavolul că tot ce contează este numele, să mă ridic, să dau din coate, să ajung sus, să fiu cineva, să se știe despre mine. Și ce era aia? O înșelăto? Rie. Știu că voi n-ați trecut pe acolo. Să am cât mai mult, să acumulez, să mă duc să fac, să mă duc să fac, să demonstrez cât de tare sunt eu, brațul meu, puterea mea, resursele mele, înălțare de sine. Înșelați de cel rău, de ce? Pentru că el este un amăgitor încă de la început și Domnul a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele mă amă, amăgit. Iată că șarpele, diavolul, el umblă cu amăgire în fiecare zi. Și atenție, lumea zace în cel rău. Pe cine vrea el să înșele acum? Biserica. Spunea un frate o poveste odată, zice că a venit la biserică, să la un dat să pune lângă cineva și să părea că e ciudat. Și l un dat, dat, zice, diavole, ce cauți aici? Păi ce am venit la biserică, dar eu am crezut că tu ești în baruri, în discoteci, în cluburi. Și nu, nu, eu aici am treabă, aici am șel. Biblia zice așa, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Adică e deja înșelată lumea. Problema nu e cu lumea, problema e cu biserica, mai suntem noi trești? Mai putem noi discerne? Doi te săn în doi de la 9 la 10, arătarea diavolului. Da, șarpelui acestei înșelătorii se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne, de puteri mincinoase, atenție, puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. De ce? Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. În momentul în care refuz dragostea adevărului Cuvântul lui Dumnezeu, diavolul, să bucură. Diavolul e cel mai fericit când biserica nu citește Scriptura. De ce? Pentru că numai adevărul te face liber. Și el e bucuros când stai departe de adevăr. Domnul Hristos mustră pe farisei în Ioan 8, cu 44, spune Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Ca să stai în adevăr, trebuie să ai adevăr în tine. Ori de câte ori spune minciună, vorbește din ale lui că ce este mincinos și tatăl minciunii. Spuneau niște frați odată la o sesiune de asta de exorcizare, și că frate Sani l-am întrebat să ne spună de unde e, cum a început, cum a intrat, cum îl cheamă și ne-a spus tot. Și m-am uitat la ei și am zis, bă, oameni, voi sunteți serioși? Păi dacă diavolul e tatăl minciunii, voi credeți că dracul din ăsta v-a spus adevărul? El minte, amăgește, el este mincinos și tatăl minciunii. 2 Corinteni 11, 13 până la 15, oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel, sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu-i de mirare că și chiar satana se preface în într-un înger de lumină. Nu e mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii. Cu alte cuvinte, predică neprihănirea, dar nu o otră. Așa și știi că ești înșelat. Predici una, trăiește alta. Și dacă predici una și trăiești alta, ești deja sub înșelăciune. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Apocalipsa 12 cu 9 spune Scriptura așa și balaurul cel mare și alpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Iată că lumea zace în cel rău. E o întrebare a care o am astăzi. Oare suntem astăzi aici, printre noi, care ne-am alipit deja de învățăturile ale dracilor, de duhuri înșelătoare? Care este soluția? Soluția ni să dă în 1 Ioan 4 cu 1 prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincii noși. 2 Corinteni 10 de la 4 la 6 Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm. Citesc încă o dată. Cine? Noi! frați, roagă-te pentru mine că mă atacă satana, dar tu ce faci? Tot roagă-te, roagă, -te, roagă -te, dar tu când o să începi să te rogi? Tu când o să începi să dărâmi întăriturile care vin în mintea ta? Pentru că e responsabilitatea ta! Noi răsturnăm izvodirile minții, adică tot ce se naște mintea, tot ce mintea ta plăzmuiește, scenarii, imaginații care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și orice gând, spuneți orice gând, nu vă aud. Îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată, spune apostolul, ce se va săvârși această ascultare din partea voastră, suntem gata să pedesim orice neascultare. Noi suntem foarte gata să punem la punct paltul. dar trebuie întâi să ascultăm noi de adevăr. Ca s-ar putea că atunci când asculți de adevăr tu și ți faci treaba să nu mai ai nevoie să-l pui pe partenerul de viață la punct. Notă explicativă nimeni nu e atât de tare încât să nu fie înșelat de diavolul. Eu am avut prieteni care s-au pocăit împreună cu mine și au crezut că s mai tare ca diavolul și chiar mi-au zis că o să-l bată pe diavolul cu armele lui. Știți unde sunt astăzi? Exact în mâinile lui. Pentru că niciunul din noi aici, pe cont propriu și pe forțe proprii, nu putem să-l batem pe diavolul. Acest stânger căzut, care studiază umanitatea de mii de ani, de secole, știe temperamentele mai bine ca psihologii, știe cum să te ia, știe impulsurile. Nu-i Dumnezeu, dar cunoaște câte ceva. Dar este atât de vicleane, atât de mincinos, atât de înșelător, încât noi, fără adevărul lui Dumnezeu, nu putem să-i facem față. De aceea, dragul meu, soluția este aici. Testează duhurile. Cum? Ioan 8, 32, țineți minte, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Degeaba vii la eliberare și mă rog pentru tine împreună cu păstorii de aici. Dacă nu știi să-ți iei liberarea, mâine o să te lege din nou cel rău, pentru că tu n-ai adevăr în tine. Aduceți-vă aminte, diavolul nu stă în adevăr, pentru că nu îl are în el. Odată ce ai adevăr în tine, cuvântul Lui Dumnezeu, poți să rămâi în adevăr pe calea adevărului, amin? De asta, primul lucru, prima înșelare este acelui celui rău și antitodul este cine? Adevărul. Domnul să vă binecuvânteze. Apoi ne pot alții înșela. Drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu, cu intenții bune, unii vor face și minuni, oameni buni, eu am văzut minuni înainte să mă pocăiesc, am văzut vrăjitoare cum văgeau minune, am văzut cum citeau și au spus mamei mele, anul ăsta îți moare, tata îți moare un cumnat și un nepot și așa a fost. Am văzut oameni care vorbeau cu morții și morții le spun, am văzut minuni. Nu înseamnă că minune egal de la Dumnezeu. Nu înseamnă supranatural egal de la Dumnezeu. Nu, nu, și îngerii diavolului pot să facă minuni și vor face semne mari în cer și pe pământ. De asta avertizmentul Domnului Hristos. Aveți grijă! Vor înșela pe mulți, vor veni în numele meu, se vor prezenta ca în vânzări. Eu îți vreau binele. Eu sunt aici pentru tine. Ăștia sunt buni comercianți. Trebuie să ai grijă să testezi, să stai deoparte, să nu tot ce zboară, să mănâncă tot ce umblă pe internet. Spunea cineva, frate, știi ce flământ sunt? tot ce umblă pe, pe YouTube, zice, mănânc ca un flământ din ăla și acum m-am pocăit de curând, am zis, Vă, omule, tu citești scriptura, -ai, am eu timp de scriptură, zice, dar las că am acolo predicator, frate, mărturize, prorocii la greu. Știi ce mi-am dat seama de omul ăsta săracu? E în cel mai mare pericol să fie înșelat de cineva. Se vor scula mulți proști mincinoși și vor înșela pe mulți. Vedeți că Domnul Hristos spune mulți și din pricina acestei fără de legi înșelăciuni, dragostea se va răci. Că se vor scula mincinoși, proroși mincinoși, proroși mincinoși, Hristos mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Și ce spune apostolul lui Timotei? Timotei, dacă vrei să rămâi pe cale, ferește-te de vorbările goale și lumește. Atenție, dragul meu, vrei să știi cum ești înșelat de multe ori? când încep să particip la bârfe, când încep să particip la bârfe și calomnii, cuvântul bârfă în limba greacă se numește așa, diabolos. Când încep să bârvești, să calomniezi, faci treaba dracului. Știu că la voi în zona ei nu se zice dracu, se zice diabolul sau cel rău. Dar așa îi spune Hristos. Îi spune drac. Și diavol și satana. De asta trebuie să avem grijă. Îi spune Pavel, ferește-te de vorbările goale și lumești. Că și cei țin, atenție, vor înainta tot mai mult în necistirea lui Dumnezeu. Te rog, 2 Timotei 2 de la 16 la 18. Am impresia că nu mă credeți ce vă citesc. Nu o spun de la mine, din Sfânta Scriptură. În momentul în care ești într-un context în care te ocupi doar de vorbării lumești, de scenele lumii, de sistemele lumii, în ce înaintezi tot mai mult în necinstirea lui, Dumnezeu, te-ai gândit vreodată? V-am povestit de tinerea care vreau să-mi spună niște bancuri de asta și am spus, omule, oprește-te mă zidește bancul tău. E bă, Sani, fii serios, cum să te zidească? Mă sfințește bancul tău. Nici vorbă, e banc bomule, trezește-te. Îți dume, îți Vrem să-ți spunem așa, să te relaxești tu că ești cam încordat, zice. Băieți, dacă nu mă zidește, nu mă sfințește și nu-L glorifică pe Hristos, nu vreau să știu. De multe ori am fost în conversații în care a început să se vorbească despre cineva, am întors și am plecat. Bă, bă, Sani, stai, bă, ce s-a întâmplat? Nu pot să particip la așa ceva. Nu vreau să înaintez în necinstirea lui Dumnezeu. Din numărul acesta, acestor oameni care au căzut sunt e Ieme meu și filet care s-au abătut de la AD, văr cu alte cuvinte, focusul conversațiilor noastre, Beni, trebuie să fie adevărul, nu, nu, ca ce se întâmplă în lumea asta. Când noi ne întâlnim, ar trebui să fim primii care vorbim cu entuziasm de adevăr, de Hristos. Să se uite ea din lume la noi și să zic, bă, bă, dar nu se mai o odată. Tot de Hristos, tot de Hristos. Aveam pe un tânăr care era la psihologie și venea tot timpul să vorbească, să pună întrebări din Biblie și zicea, mă, fii atent, eu, eu m-am convins cu, cu tine, zice, tu, tu, ești, tu ești, ești defect. Zic, dar de ce spui asta despre mine? Zice, pe cu tine nu se poate vorbi, vorbim de salam, ajungi la Hristos, vorbim de fotbal, ajungi la Hristos, vorbim de criza financiară, tu ajungi la Hristos, vorbim de familie, tu ajungi la Hristos. Și am zis, mă, omule, Hristos este centrul vieții mele. E povestea vieții mele, e adevărul vieții mele. El m-a salvat, El m-a eliberat, El este subiectul discuțiilor mele. Nu vreau să ard gazul, să ard vremea și să vorbesc discuții lumești. Pentru că nu vreau să înaintez în necinstirea Lui Dumnezeu. 1 Timotei 6, 3 până la 5, dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită. Uai, să ai să-ți dau o revelație nouă, să vezi și umbla acum pe internet, să vezi cum fac ăștia minuni și semne, să vezi cum tremur, să vezi prorocii. Nu spunea cineva, băi, frate, acolo e la, cum să zic, prorocia e la 5 minute, să vezi cum curg prorociile. Dragul meu, uite ce spune aici Scriptura. Spune așa, dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită, deci te dai și învățător, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos, unde le găsim în Scriptură, și de învățătura care duce la evlavie, la sfințenie este plin de mândrie și nu știe nimic, ba în care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se nasc certurile, clevetirile, bănuiele, zadarnicile, ciogniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr. Vezi că Pavel când vorbește cu Timotei, ai grijă să nu fii înșelat. Tot ceea ce Pavel îi spune lui Timotei și rămâi ancorat în adevăr. Efeseni 5 de la 6 la 7: Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, cu vorbe dulci, cu vorbe faine. Căci din pricina acestor lucru vine mânialul Dumnezeu peste oamenii neascultării. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. 2 Petru 2 cu 3, în lăcomia lor, vor căuta ca prin cuvântări. Vedeți cuvântul. Cum, își, cum ești și la de alții? Prin vorbe frumoase. Să aibă un câștig de la voi. Care este soluția? Soluția este simplă. Spune Scriptura Antit 2, de la 11 pe la 3, că Harul Dumnezeu care aduce mântuirea a venit și s-a arătat în persoana lui Hristos și ne învață să o rupem cu păgână. Tate, eu vreau să vă învăț pe voi. Voi practicați ruperea cu păgână, tatea săptămânal? Eu vreau să vă întreb. Cum simți că vine ocultul? Cum simți că vine minciuna? Cum simți că vine lumea spre tine? Rupi relația aia? Sau ești fericit? Intri pe anumite site-uri și ești bucuros că acolo te poți da altul. Să-ți faci un profil, să vorbești lucruri care nu le-ai vorbit în mod normal. Spunea cineva pe internet, în sfârșit pot să fiu și eu cine sunt, cu adevărat. În virtual, în sfârșit, nu mai port măști. Pentru că în viața reală port măști. Eu nu sunt cine sunt. Eu vin la biserică, am familie faină. Dar, în sfârșit, pe internet iese monstrulețul din mine. Și pot să fiu eu, cu adevărat. Dragul meu, harul lui Dumnezeu, spune Scriptura, în Tit 2, la 11, la 13, punem versetul, te rog. că -și harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Câți dintre noi astăzi aici, ca să nu fim înșelați de alții, am făcut război cu poftele lumești? Câți? Câți? Sunt atât de mulți oameni în depresie, și ne rugăm pentru ei, pentru eliberare, pentru că petrec timp doar pe Instagram și își doresc viața aia care o văd acolo, care oricum nu e reală. E editată! Ați văzut pe Instagram pe unul care plânge? Pe unul care e bătut? Noi am avut pe cineva o cunoștință odată care a pus pe Facebook oameni buni sunt în depresie, vreau să-mi iau viața, ce trăiesc e o minciună, ajutor! Dragilor, în 5 minute au scos-o toți afară. Nimeni n-a vrut să aibă de-a face cu un depresiv. De ce? Pentru că viața virtuală este o minciună. Hristos te-a chemat să trăiești în realitate, să fii ancorat în viața de zi cu zi, să fii sare și lumină. De asta îi spune Pavelul Timotei. Fugi de poftele tinereții în 2 Timotei 2 cu 2 și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. De asta venim aici la biserică. Eu am nevoie de voi. Avem nevoie unii de alții. Hristos se întoarce înapoi după biserică. Vezi ce spune Pavel? Soluția a Timotei să nu fii înșelat de alții este să fugi de păgânitate, de poftele lumești înspre Dumnezeu și ce să urmărești? Împărăția lui Dumnezeu. Să urmărești neprihănirea. Vreau să te întreb, ce urmărești? Următorul episod din ultima telenovelă turcească? spaniolo, ucrainiană sau ce mai apare acum pe la televizor? Vorbeam odată cu un frate și mi-a spus, frate, zice, eu recunosc, la mine televizorul merge non-stop. Ce înseamnă non-stop? Zic, eu l-am aprins acum vreo 5 ani și nu l-am mai închis. Și zic, și cum să împac asta cu Hristos? Ai timp să-L auzi pe Domnul, să citesc Scriptura în liniște, să meditez. Zice, nu, dar mai prind o alfa și omega din când, din când mai prind câte eu Și în rest, sport, mașini, fotbal. Știi ce aia? Fot, Ai auzit de zeu bal? Lume. Îi lume. Îi lume. Fugi de poftele lumești. Fugi de păgânitate. Fugi de tot ce este ocult. Fugi de lucrurile care te întinează, spune Scriptura. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă, cu rată. Amin. Dacă la primul punct, acolo când diavolul te înșeală, soluția este adevărul, aici la al, al doilea punct, Harul lui Dumnezeu te învață să o rupi. Trebuie să faci decizii pentru viața ta săptămânal, zilnic, să rupi tot timpul legăturile cu cel rău și să nu te lași înfășurat, pentru că e foarte ușor să fim înșelați. Și știți ce folosește cel mai mult? Diavolul, pe cei apropiați nou și ne înșeală prin cuvântări miroase. Mi-aduc aminte de Domnul Hristos în pustiu, în postul lui de 40 de zile, vine diavolul și zice, hei, mie îmi pasă de tine. Eu sunt prietenul tău. Nu sunt ca tatăl tău care te chinuie, te ține flământ. Da, zi acum la pietrele astea să se facă pâine, împlinește spofta ce mai stai. Și așa vine înșelăciunea. E singur pe drumul ăla. Poate e singur în mașină, e singur pe calculator, e singur acolo și vine diavolul și spune, N-ai nevoie de câteva momente de relaxare, că ești cam stresat săptămâna asta. Ce ar fi să intri și tu, să te relaxezi? Văd atâția oameni pe telefon, în mașini, țin un volan în mână, irresponsabil și telefonul în cealaltă. Ieri la o trecere de pieton, cineva care a trecut prin fața mea și a dine, nici măcar nu s-a uitat la trecere, stătea pe telefon și a trecut prin trecere ca avionul. Dragilor, haideți să alergăm după lucrurile eterne. Asta e soluția. După împărăție, asta îi spune Pavel lui Timotei, împreună cu cei care aleargă după împărăție. Dacă trebuie să rup relațiile cu cei care te duc spre ad, rupele! Când m-am pocăit, m-am dus la prietenii mei și le-am spus așa, oameni buni, drumurile noastre să despart aici. Eu vreau să-L urmez pe Hristos, voi pe satana, e ok. Avem stăpâni diferiți. Cum nu mai putem fi prieteni? Am crescut împreună, mă, trezește-te cei cu tine. Noi îți vrem binele să te distrezi, să fii, crește clipa, fii tare, fii mare. Și am zis, nu, am un alt stăpân. Am un alt stăpân, am o altă alergare, am o altă împărăție, am o altă țintă acum. Îmi pare rău, trebuie să vă părăsesc. Și au fost șocați. Pentru că eu am realizat încă din primele zile că nu pot și cu lumea, și cu Hristos, și cu satana, și cu Hristos, și cu anturajele vechi, și cu anturajele noi. Trebuie să-mi găsesc un anturaj de sfinț împreună cu care să alerg spre Domnul Isus Hristos. Amin? Al treilea, nu vă înșelați, nu vă înșelați singuri. Wow! Nu vă înșelați singuri. Știu că satana mă poate înșela, ceilalți mă pot înșela prin cuvântări înșelătoare, dar să nu mă înșel singur, cum? Galaten 6 cu 7, nu vă la singur Dumnezeu, nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cere atenție. Lucra Adina cu tineri în Baia Mare și mulți veneau la noi să ne rugăm pentru depresii. Depresii și frică. Mamă, tot rog, duc de frică, duc de frică. Bă, până la urmă Adina întreabă, oameni Bun în voi la ce filme vă uitați? Ce faceți de atâta frică și întuneric în voi? Majoritatea se uitau la filme cu vampiri, Sara. Turnau ei în ei întuneric și când veneau o dată pe săptămână la biserică, vreau să simtă lui, mină, Dar Biblia spune ce seamănă omul, aia culege. Eu vreau să te întreb, îți plac roadele, îți plac lucrurile care le culegi în viața ta, că dacă nu îți plac, vestea bună e că poți să schimbi sămânța, să încep să semeni în viața ta cuvântul lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva, sunt mânios și cred că o să mor așa. Zic că asta e alegerea ta. Eu am fost mânios, am fost violent, am fost rău. Am mușcat efectiv din oameni cu dinții ăștia care îi vedeți în gura mea. Dar când am venit la Hristos, mi-am dat seama că mai este o cale. Se numește calea păstorului cel bun care e blând și sme, rit cu inima. Și cum adică? Poți să scapi de mânie? Bineînțeles că da. Tot semen cuvântul, în o travă aia din inima ta, în rădăcina aia până cuvântul o, o moară. Amin. Mulți dintre voi folosiți erbicid, nu? Știți procesul. Nu vă înșelați, spune Scristos. 1 Corinteni 15, 33, 34 Tovărășiile rele strică obiceiurile? E clar, e științific dovedite din gura lui Dumnezeu. Nu trebuie să-ți spună nimeni Bă, frate, să ne uite, am o gașcă de golan cu care umblu, tu Și zici? Eu stau acolo să evangelizez. Eu sunt singur, ei sunt șapte, dar până la urmă întorc la Domnul. Nu trebuie să spună nimeni că tânărul ăla o să cadă. De ce? Pentru că tovărășiile rele strică obiceiurile? Bune! Spune Scriptura în 1 Corinten 6 Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați în privința aceasta. Atenție! Nu vă înșelați în privința aceasta. 1 Corinteni 6 cu versetul 9 Nu vă înșelați în privința asta. Atenție! Nici curvarii. Nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahi, nici sodomi sodomiții, nici hoții, nici ceilacomi, nici bețivii. Citeam odată lista asta și odată mă oprește un, un om din biserică. Stop! Frate păstor! Și eu n-am știut că bețivii merg în iad. Că eu beau cu cumpătare, dar mai facă câte o prostie. Zic, hai să mai citim lista. Nici bețivii. Nici, atenție, Tori Ai defăimat vreodată pe cineva? Ai milă, Doamne, de noi și iartă-ne. Nici răpăreții, oamenii răzbunători, oamenii care n-au astâmpări, care-s gata să facă planul rele, da? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. O altă persoană a venit la mine la sfârșit și a zis, slăviți să fie, Domnul, că după ce ai, ai citit toată lista, nu sunt niciuna din ele mă uit la el și zic, fățarnicule, ești cea mai lacomă persoană care o cunosc pe planeta asta și lăcomia e închinare la idoli. Ia citește în lista asta, este lăcomia aici. Este și lăcomia și închinarea la idoli. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți. De asta spune Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Aveți grijă să nu vi vă înșelați singuri. Aveți grijă să nu fiți vă și la singur să veniți, să faceți ritualuri, ridicați mâini pe sus, faceți rugăciuni, dați coleta, dar în realitate sunteți mânați de alt duh. Aveți un alt stăpân. Trebuie să ne asigurăm cu toții că avem pe stăpânul Hristos și ascultăm de el, amin? Pentru că Iacov spune așa și asta e antidotul aici. Dacă nu vrei să fii înșelat singur, ascultă ce zice Iacov. Iacov 1 cu 22, fiți împlinitori ai cuvântului. Nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Cu alte cuvinte, de câte ori auzi cuvântul predica? Și zici, slavă Domnului, a fost frumos, mod ca acasă, îmi văd de viață. Și nu împlinești, tu trăiești o înșelare. Te înșeli, efectiv, stai singur preșu, stai singur creaca de sub picioare. Eu personal am învățat să iau cuvântul lui Dumnezeu în serios. Iubiți cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul ne face liberi. Alergarea după împărăție, după lucrurile eterne, după neprihănire și împlinirea cuvântului. Mai am două puncte, înșelarea păcatului. Scriptura spune în Evrei 3 cu 13, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. Cu alte cuvinte, când începi să păcătuiești puțin, astăzi minți puțin, mâine minți un pic mai mult, mâine spătesc conștiința din nou. Ce se întâmplă cu conștiința ta? Începe să se împie, trească. Știți povestea cu Faraon și Moise în Egipt? Câți dintre voi o știți? O știți, bine. Zice Biblia acolo, Faraon și-a împietrit inima. Când Moise a venit prima dată la el. A doua oară, Faraon și-a împietrit inima. A treia ori, Faraon și-a împietrit inima. A patra și-a petit inima. A cincea, Faraon și-a împietrit inima. După a cincea oară ce? Dumnezeu l-a împietrit pe Faraon. N-a mai avut ce să facă cu el. Pentru că păcatul practicat cu intenție și cu decizie personală începe să-ți întărească inima, conștiința ta nu mai răspunde. Tu îți ucizi conștiința, dai în ea, pui fierul roșu pe ea să nu mai simți. Să nu te mai mustre pentru că ai început să iubești păcatul. Evrei 12 cu 1 și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un așa normare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Cu alte cuvinte, Doamne, eliberează-mă, dar Domnul și ți ți-am dat putere. Dă păcatul la o parte din viața ta, problema e că îl iubești. Mi-aduc aminte că imediat după ce m-am pocăit, chiar zi, săptămâna la câteva zile m-am dus la biserică și bineînțeles că m-am pocăit, m-am făcut rugăciunea păcătosului, dar m-am dus cu țigările după mine și zic la pastorul de acolo, la americanul și și bă, zic, zic, uite, eu sincer eu cred în Hristos. Eu vreau să mă pocăiesc cu adevărat, da? Bă, dracu ăsta, nu mă lasă mă, să mă las de țigări, bă. Și când veneam pe drum, și ce mi-a spus? Ascunde-mă țigările să nu te vadă ăștia la biserică. Dar eu, ca să fiu sincer cu voi și transparent, le țin la vedere. Chiar am intrat cu ele în mână. Și știți ce mi-a zis omul ăsta? Dumnezeu la nașterea din nou deja ți-a dat putere. Problema e că tu încă iubești păcatul. Nu vrei să dai la o parte păcatul, obstacolul din viața ta, ca să alergi drept înainte pe culoarul tău. Și știi ce am zis? Lumina de Duhul Sfânt în momentul am zis, Frate păstor, tu ai dreptate. Eu încă iubesc acest păcat. Le mustru numele lui Isus Hristos, le rup, să le arză iadul, așa, să le arză iadul, ca oltenii. Cum zic oltenii, eu de azi nu mai pun gura pe ele. Și a fost ultima zi când am pus gura pe o țigară. De ce? Pentru că eu mi-am dat seama că Dumnezeu îmi dăduse puterea, dar eu nu vroiam. Eu încă iubeam păcatul, încă iubesc... Da, iubești instagram încă iubești calculatorul, încă iubești mașina, încă iubești, da, încă iubești, ai dragoste pentru păcat. Păcățelul ăla, îmi spunea un tânăr, zice odată, erau la, o, la o casă acolo de, de, misiune și zice, domnul Sani, într-o iarnă, era fric și uh, plapoviță și nisoare și la un moment dat, ce ziceți că se întâmplă? Tot aud nu, ușă, eram la bucătărie cu ceva râcăia acolo și deschid așa și un câine tot plouat, mic, bă, zic... Ce să vă dai mai na, nu știu ce să fac tot, am deschis, ușa, am deschis ușa, am deschis ușa, am deschis ușa până a intrat. A doua zi eram toți prin și de scabie, și de păduc, și de, de toate, de și sau ce mai are câinele. Zice, uite, așa e cu păcatul, îi deschizi puțin, să drag de el, face... Mm. Intră în viața ta și te nenorocește, pentru că păcatul nu vine cu coarne. Păcatul vine în forme deosebite, atrăgătoare, până satana să preface în înger de lumină. De asta soluția aici la înșelăciunea păcatului este una singură. Să fugim de păcat. Iosif a fost omul care a fugit de păcat. Când a venit potiv fărea la el și zice că în fiecare zi îl spitea și spunea culcă-te cu mine. Iosif a fugit de păcat. Dar nu a fugit doar de păcat, a fugit spre Dumnezeu. Un alt om al lui Dumnezeu, Samson, s-a jucat cu păcatul și a sfârșit tragic. Întorcând la o râșniță cu ochii scoși. Vezi tu când fugi înspre păcat, aduți aminte de Samson, cam acolo te duce diavolul. O să fii de râsul lumii. Spunea un pastor american, zice, diavolul îți dă o umbrelă, te face să păcătuiești, Puh, după aia suflă vântul, ți-a luat umbrela și tot mapamondul te vede. Pentru că el acolo vrea să te aducă. Să fii condamnat, să fii rușinat, să trăiești în condamnare. De aceea, dragul meu, nu uita. Nu te uita la oameni. Sunteți dezamăgiți de unii oameni? Ridicați-o mână în sus dacă aveți dezamăgiri. Ați fost și dezamăgiți de oameni de la biserică vreodată? Voi sunteți sfinți, bă, față de mine. Eu ridic Domnul Isus. Dar vreau să vă spun ce am învățat în ăștia 31 de ani. Am învățat să mă uit la matrița originală, la Domnul Iisus Hristos. Să fug de păcat și să mă uit să privesc la căpetenia de săvârșirii credinței mele. Amin? Îl iubesc pe Tibi, dar Tibi nu e căpetenia de săvârșirii credinței mele. Nici eu nu sunt pentru el. Avem un stăpân care a trecut testele și a câștigat piuință. Amin? Și la el trebuie să iubim, la el trebuie să ne, să ne uităm. Da, ne, ne luăm modele unii pe alții, ne luăm pilde, dar omul până la urmă te va dezamăgi. De asta zice Pavel, ridică-ți, Simotei, ochii mai sus, ridicați-vă ochii spre Domnul Hristos, matrița originală este acolo. Biserica nu are nevoie de alta. Ultimul punct, Dumnezeu îi lasă în rătăcire pe oamenii care nu ascultă. 2 tesaloniceni, 2 de la 10 la 12. Doi tesaloniceni, 2 de la 10 la 12 mi și greu să citesc versetul ăsta că mă gândesc, Doamne, ai milă. Cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit ce dragostea adevărului, ca să fie mântuiți. Din această pricină, pentru că au refuzat cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce e important să primim cuvântul? Pavel laudă pe tăi la ați primit cuvântul! Ca și cum ar fi de la Dumnezeu! Nu sta în bancă acolo și zici ce fain predică să ani trancă, dar sigur nu e pentru mine, pentru nevastă mea. Dragul meu, cuvântul ăsta e pentru tine și e pentru mine. Eu le iau personal. Cuvântul e ceva personal pentru mine. Este relația sau unealta relație dintre mine și Dumnezeu. Amin? Eu vorbesc cu el în rugăciune, el îmi răspunde prin cuvânt. Și ce spune aici? Din această pricină Dumnezeu le trimite, citim împreună, o lucrare de rătăcire. Vă dați seama ce înseamnă asta când își ia Dumnezeu mâna? Ca să creadă o minciună. Incredibil! mi și și frică să mai citesc. Pentru că, citim împreună, toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. E grozav lucru, spune acolo, poporul evreu în Moise, ce îmi voi trage mâna de la voi să vedeți cum este fără ajutorul meu. Omule, eu nu vreau să-și tragă Dumnezeu mâna de la mine. Noi suntem mântuiți prin har și rămânem în picioare dacă rămânem în harul ăla care ne învață să o rupem cu păgânitatea, cu lumea asta, cu ocultul ăsta și cu poftele lumești. Romanii 1 cu 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinsire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușă adevărul în nelegiuirea lor fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nu l-au înălțat, nu l-au glorificat, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte în inima lor. Și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Vezi atunci când nu-l ții pe Dumnezeu în conștiința ta curaj, știi ce se întâmplă? Vine întunericul. Văd atât de mulți creștini în ăștia 31 de ani care au fost odată înflăcărați. Veneau la biserică, au dus pe alții la Hristos, erau plini de Duhul Sfânt, vorbeau în alte limbi, au fost acolo când s-au făcut minuni și astăzi m-am întâlnit cu ei și, și cum sunt? Plini de întuneric. Sani, frate, deci eu nu, nu, nu mai știu ce, ce cu mine, nu știu în ce parte să o iau. Au năbușit în făr de lege și păcat adevărul lui Dumnezeu. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări dobicioace cu patru picioare șterătoare, religia salvării planetei. De aceea Dumnezeu i-a lăsat cum? Pradă ne curății. Dumnezeu i-a lăsat. Omule, dacă Dumnezeu ne lasă să pierduți, slăviți să fie El pentru bunătatea Lui că încă nu ne-a lăsat. I-a lăsat pradă necurății să urmeze poftele inimilor, așa că își ne cinste singur trupurile. Când vezi un om care își ne cinstește trupul și își urmează poftele, plângi pentru El. Nu l-a acuzat pentru că pe l-a lăsat Dumnezeu. Nu că nu mai are șansă, are șansă dacă se pocăiește. Dar e deja în întuneric, e deja în înșelăciune. Ce ușor e, uite-l mă pe ăla cum trăiește. Samuel a plâns o noapte întreagă după ce Saul a păcătuit. O noapte întreagă. Roman 1 cu 28 și 32, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat din nou în voia minților blestemate. E o vorbă prin popor, prin lume, care a venit din America. E foarte hollywoodian, așa, follow your heart. Urmează-ți inima, inima ta știe, serios? Biblia spune că inima noastră e nespus de înșelă. Toare! Cum să am încredere în inima mea? Când firea mea e pornită spre rău, gândurile mele sunt spre rău, eu nu l-aș fi căutat pe Dumnezeu din propria mea alegere. Dumnezeu m-a căutat pe mine. De asta de multe ori când aud, l-am găsit pe Dumnezeu și m-am pocăit, m-am întors la El. Cum l-ai găsit? El te-a găsit pe tine. El a plătit prețul, a fost inițiativa Lui. Dragostea Lui a alergat după tine. De asta, dragul meu, zice așa că Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire. De cur, vie. Vezi tu, un om care trece în vie, știi ce se întâmplă cu el? E un om lăsat. Ăsta e adevărul, așa spune Scriptura. Poți să -mi spui altceva? Mie îmi spune Scriptura asta plin de viclenie, un om viclean care umblă cu șiretlicuri, cu două fețe, care e fățarnic, e un om deja lăsat. El nu știe, e înșelat, pentru că dacă n-ai fi, cum să spun, dacă ai ști, ți-ai revenit, dar tu ești în înșelăciune, trăiești o beție acolo. Tu crezi că poți trăi oricum și să ajungi în ceruri. Poți călca în picioare jertfa lui Hristos. Plin de răutate, plin de invidie, un om invidios e deja lăsat. Voi vă dați seama ce spune Scriptura, oameni buni. Când invidiezi pe altul pentru casă, pentru mașină, pentru copii, pentru, 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 de ucideri. A da, tu poți să spui, bă, eu n-am ucis pe nimeni. Odată predicam pasajul ăsta și m-am stat și m-am pocăit, Doamne Iisus, te rog să mă ierți. Prin, că prin cuvintele mele am rănit pe unul și pe altul și au fost ca și cum i-am omorât. Mi-a zis, după aia când m-am pocăit, o mai venit unul din față și zice, frate, vreau și eu să mă, mă mărturisesc. Zice, i-am zis, trei lucruri la nevastă mea acum șase luni, nici acum nu mai stă pe picioare, zice. E aproape de pierderea credinței. Atât de tare a nenorocit-o cuvântul ăla. Am băgat cuțitul în ea. Am ucis-o. De ceartă, plin de ceartă. Un om certăresc tot timpul, plin de înșelăciune, de pornirile răutăcioase și sunt șoptitori. Sunt șoptitori. Umblă cu Bărfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de lere, neascultători de părinți, unul care e neascultător de părinți, e părăsit, e, plă, e lăsat, fără pricepere, călcători de cuvânt. Doamne, iartă-ne, câți ați călcat cuvântul vreodată? Eu am făcut asta. Dumnezeu să mă ierte, m-am pocăit. Mă bucur că sunteți mai pocăiți ca mine aici, că n-ați ridicat mâna. Fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Mă uitam, măi, poți să treci pe lângă un om căzut într-o baltă de sânge să nu zici nimic. Nu mai avem milă în noi. Și măcar că știu, citim împreună, hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucru sunt vredniști de moarte. Totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc de bun pe cei care le fac. Vedeți cât de puternic lucrează înșelarea? Înșelați de cel rău, înșelați de alții, înșelați de noi, de că nu împlinim cuvântul apoi înșelați de păcat și apoi când Dumnezeu își trage mâna, e ultima șansă pentru unii. Care e soluția? Soluția este un cuget curat, pentru că spune Scriptura așa. 2 Timotei 1 cu 3, mulțumesc lui Dumnezeu că îi sujesc un cuget curat din moș moș. Spune cuget curat. Cuget curat. 1 Timotei 1 cu 18 și 19, porunca pe care ți-o dau fiul lui Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința într-un cuget cu rat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Atenție, când cugetul nostru este pătat. Azi, mâine, poi mâine, poi mâine. Știi ce urmează? Căderea din credință. Din numărul lor este e meu și Alexandru. Scrie meu și Alexandru aici. Fapte 24 cu 12. De aceea mă să am întotdeauna un cuget curat. Mă silesc. înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor să fac o motivație curată. Nu cu ascunzișuri, nu cu agenda personală. Mă silesc. 1 Timotei 3 cu 9. Să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Doamne ajută-mă. Pentru că vreau, Doamne, să am un cuget curat. Dragilor, am vorbit despre înșelare și mă apropii de final, aterizăm. Dragostea de Dumnezeu, dacă mă poți ajuta cu pianul, ar fi super. Dragostea de Dumnezeu se arată și prin cântările pe care le cântăm, și prin rugăciunile pe care le facem, și prin venitul la biserică, și prin respectul care ne-l adresăm unii altora. Dar cea mai mare dovadă a plinătății Duhului Sfânt nu e vorbirea în nebbi. Știi care este? Pentru că El se numește Duhul Adevărului. Cea mai mare dovadă a plinătății lui Duhului Sfânt este ascultarea de cuvântul Sfintei Scripturi. Cea mai mare dovadă. Degeaba mă duceam eu la tata și i-am spus de biserică, i-am spus, dar eu eram tot răzvrătit. Uite, tată, vreau să mă pocăiesc, m-am dus la biserică și îmi spunea, udă florile și eu tot nu le udam. De cele mai multe ori îl păcăleam pe tata, aveam obiceiul ăsta. El era iubitor de flori, era profesor, dar era iubitor de flori. Cele mai frumoase flori care le-am văzut în viața mea, le-am văzut în grădina lui tata. Și îmi spunea tot timpul la șase când pleca la arcul, Bă, la șapte și un sfert să us florile. Avea el un fix cu șapte și un sfert. Și eu știți ce făceam? Mă luam cu viața, mă luam cu fotbalul, la trei, patru, mă pălea gândul că nu i-am udat lutata florile. Alergam acasă, disperat, luam două, trei găleți cu apă rece și, și dădeam pe flori. În puterea soarelui de 46-48 de grade din Craiova, care erau atunci, eu le aveam, atâta era. Florile, lu' tata... Oh, se ofileau, se păleau. Nu știu cum se numește aici, cum se zice, dar... Cum se zice? Se păleau? Se ofileau. De ce? Pentru că eu nu făceam lucrurile la timp. Și într-o zi, după ce m-am pocăit, mi-aduc aminte că m-am dus și am udat florile. La șapte și un sfert. Și el își uitase ceva acasă și când s-a întors, a văzut -o, florile udate. Și zice... Te-au învățat pocăiții să uzi florile. Cu alte cuvinte, acum se vede că... Acum se vede. Până acum erai ciuriburi. Eu ziceam să le uzi, tu le udai la 4-5. Vedeți că oamenii din lume văd. De asta, dragul meu, dragostea de Dumnezeu sau central experienței noastre cu Dumnezeu nu trebuie să fie minunile, nu trebuie să fie semnele, revelațiile noi, da? Predicțiile, profețiile, spectaculosul. Pentru că dacă alergăm după lucrurile astea, o să fim înșelați. Centrala experienței noastre cu Dumnezeu trebuie să fie ascultarea de cuvânt și plinătatea Duhului care ne ajută să ținem cuvântul, pentru că așa cum spuneam dimineață, Sfânta Scriptură ne dă cele două linii pe care trenul vieții noastre merge, dar avem nevoie de conducătorul de Duhul sfânt, de locomotiva aia care să ne ducă, amin, și de vagoane pline de frați și surori cu care să mergem în aceeași direcție. Uite acum ce mi-aduc aminte de Petru. Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Aruncați în mreaja în partea dreaptă, aruncă și Biblia spune că atât de mult pește a prins Petru încât au fost șocați. Într-o zi o să predicăm textul, ăla, o să vedeți că au fost șocați, efectiv șocați. Cea mai mare captura vieții lui spune, se rupeau mrejile, ăștia erau pescari profesioniști și bărcile se scufundau. Și Biblia spune, Petru a lăsat mrejile, a lăsat minunile, a lăsat pe lui și s-a dus după Isus. Ce vreau să te chem astăzi este să mergi după făcătorul de minuni. Lasă minunile, mergi după Domnul Isus Hristos. Fii unul care umblă cu Dumnezeu. Dacă vrei să reziști înșelării diavolului, rămâi în adevăr. Dacă vrei să reziști înșelării altora, alegeți bine prietenii și aleargă după împărăție. Dacă vrei să reziști înșelării de sine, fii un împlinitor al cuvântului. Dacă vrei să reziști păcatului, fugi de păcat înspre Dumnezeu. Și dacă vrei să reziști sau să stai înaintea lui Dumnezeu fără să fii înșelat, păstrează un cuget curat. Dragilor, Domnul Hristos ne avertizează, aveți grijă să nu fiți înșelați nu este săptămână în care să nu călătoresc. Știți că merg trei săptămâni pe lună, merg și slujesc în biserici și vorbesc cu oameni și din câteva în cuvinte îmi dau seama că a fost înșelat. Îmi dau seama că nu mai trăiește în adevăr. Îmi dau seama că nu mai urmărește împărăția. Îmi dau seama că nu mai e un împlinitor de cuvânt. Îmi dau seama că nu mai fuge de păcat, a început să îmbrățișeze păcatul. Și îmi dau seama că nu mai are un cuget curat. Fiule Timotei, păstrează credința într-un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Din numărul lor este Emeu și Alexandru, care au căzut din har. Eu, oameni buni, la fel ca voi am slăbiciuni. Dar Biblia spune acolo și Pavel spune, mă silesc să-L slujesc pe Dumnezeu cu un cuget curat în fiecare zi. Fiecare zi e o bătălie. Dar vestea bună este, avem liniile, avem puterea Duhului Sfânt, avem biserica, și pe Dumnezeu de partea noastră. Amin? Așa că haideți să nu ne lăsăm să fim înșelați. Ne ridicăm la rugăciune, după care, așa cum o confirmat pastorul Tibi, o să ne rugăm pentru bolnavi, o să facem ungerea cu un de lemn și o să cerem lui Dumnezeu să vă atingă. Atenție, dragilor, noi nu vă putem vindeca, dar știm pe unul care vindecă. Noi nu vă putem elibera, dar știm pe unul care lupe ranțuri dintr-un cuvânt. Noi știm pe unul care cheamă morții la viață. Noi știm pe acest Dumnezeu mare, viu și adevărat. Și vă rog frumos din toată inima, să nu vă supărați pe mine că am vorbit apăsat. Vorbesc apăsat pentru că pasă de familia Betania și nu vreau ca niciunul să fie înșelat de aici. Dar nu e un mesaj care să-l faci cu zâmbetul pe buze. Este un mesaj serios pe care Mântuitorul ni l-a transmis. Aveți grijă să nu fiți înșelați. Pentru că vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. Doamne, Ajută-ne ca să nu facem parte din cei mulți înșelați, ci din cei puțini care ne ducem mântuirea până la capăt. Ne rugăm!